Bicicliștii și pietonii sunt victime sigure ale traficului agresiv. România ocupă primul loc în Europa în privința numărului de decese în rândul bicicliștilor și pietonilor. Și la Drobeta, Turnul Severin, aceștia sunt expuși pericolelor în trafic. O călătorie cu bicicleta pe străzile orașului poate fi o adevărată aventură, iar cei care se încumetă o fac pe răspunderea lor. Nici pietonii nu sunt feriți de pericole. De multe ori, șoferii agresivi nu respectă trecerile de pietoni sau chiar trotuarele. Bicicliștii și pietonii sunt victimele traficului oriunde ai merge în România. Statisticile ne plasează pe primul loc în Europa în privința numărului deceselor în rândul acestora survenite în accidente rutiere, nici la Drobeta, Turnul Severin. Lucrurile nu stau diferit și aici bicicliștii se simt în pericol în trafic. Pentru bicicliști este o adevărată aventură să circule pe străzile din Drobeta, Turnul Severin. Traficul este foarte agresiv, iar ca biciclist trebuie să ai reflexii bune pentru a ajunge cu noroc la destinație. Bicicliștii spun că nu se simt în siguranță, așa că mulți aleg locurile retrase pentru o plimbare cu bicicleta. Pe unde obișnuiți să vă plimbați cu bicicleta? Pe alei, prin aici. Ieșiți și în trafic? Nu, mai rar, deoarece șoferii nu prea respectă bicicliștii. Nu avem piste pentru bicicliști și eu unul nu risc, cel puțin. E foarte periculos. Orașul e aglomerat, străzile sunt înguste. O soluție pentru toată situația ar fi pistele de biciclete. Reprezentanții primăriei au anunțat că au în plan amenajarea unor astfel de spații în aproape toate zonele orașului. Dar pe lângă bicicliști, nici pietonii nu sunt mai feriți de pericole și ei sunt victime ale traficului agresiv. Statisticile sunt aceleași și în cazul pietonilor. Suntem pe locul 1 în Europa în ceea ce privește numărul pietonilor decedați în accidente rutiere, iar tragediile sunt provocate atât pe carosabil cât și pe trotuar. La rândul lor, șoferii spun că bicicliștii și pietonii neatenți reprezintă o adevărată provocare în trafic, așa că vina este împărțită. Totuși, respectarea regulilor de circulație de către toți participanții la trafic este singura soluție viabilă în acest război al acuzațiilor.